Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Prilipeț, comuna Bozovici. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu prilejul încheierii activității ca paroh a Părintelui Pavel Iovănescu. Cu mult drag și cu mult dor am revenit în Valea Almășului și în mod special la această parohie, pentru că aici avem un preot vrednic care a păstorit această comunitate euharistică din anul 1980. A dat dovadă părintele paroh Pavel Iovănescu de statornicie în slujirea preoțească, pentru că a fost hirotonit în vara anului 1980 pe seama acestei parohii și a rămas aici, iată, până la vârsta pensionării. A împlinit părintele 65 de ani în această lună și în viitorul apropiat, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom numi aici un alt preot, dar părintele Pavel Iovănescu va rămâne aici preot îmbisericit pentru că are și locuință personală în această localitate. Avem aici o comunitate euharistică dinamică și activă și avem o lucrare frumoasă, pastoral-misionară a părintelui, care, așa cum am spus, a dat dovadă de statornicie, de răbdare și multă jertfă pentru Biserica lui Hristos și, în mod special, pentru această comunitate din localitatea Prilipeț. Parohia Prilipeț numără 402 credincioși. Cu drag, astăzi, după aproximativ 4 ani, Preasfințitul a revenit în parohia dumneavoastră, așa cum am spus, pentru a fi alături de părintele și de dumneavoastră, la acest moment putem spune important pentru parohia dumneavoastră, pentru că părintele pe 10 a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani, vârstă care, după noile noastre reguli, este vârsta de pensionare. Și potrivit legilor, este ultima din activitatea părintelui Pavel Iovănescu, parohul dumneavoastră. Astăzi, Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a venit în mijlocul nostru, în parohia noastră, ca o încununare a activității pe care am desfășurat-o eu aici, în această parohie, începând din ultima duminică a lunii iulie, a anului 1980 și iată s-au scurs de atunci până astăzi 41 de ani și aproape jumătate, o perioadă lungă de timp în care m-am trudit împreună cu credincioșii din această parohie să realizăm lucruri frumoase și, după cum se știe, atât la biserică cât și la cimitir, la casa parohială, am realizat multe lucruri frumoase, am înfrumusețat de mai multe ori biserica, atât în interior cât și în exterior. Iar din punct de vedere spiritual, m-am străduit ca să înviorăm credința noastră, să păstrăm credința, tradițiile, rânduielile noastre bisericești. Biserica parohială Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1831, în timpul preotului Petru Drăgilă.